Absolvenții promoției 2023 beneficiază, conform legii, de o indemnizație în valoare de 299 de lei lunar pe o perioadă de 6 luni. În plus, cei care se angajează cu un contract de muncă valabil pe o perioadă de peste 12 luni primesc o primă de inserție în valoare de 1794 de lei. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Mehedinți informează absolvenții de învățământ din promoția 2023 că sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție în mod gratuit în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă. Fiecare absolvent trebuie să vină cu următoarele documente: actul de identitate original și copie Xerox, diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte în mod obligatoriu data absolvirii în original și copie Xerox, un curriculum vitae, o declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate și un acord de utilizare a datelor cu caracter personal, acestea din urmă fiind tipizate pe care noi le vom pune la dispoziție tuturor celor care vor veni aici la noi, iar ei vor trebui să le completeze. Această indemnizație este în quantum de 50% din indicatorul social de referință. În acest moment, valoarea acestui indicator este de 598 de lei, deci, practic, ei vor primi pe o perioadă de 6 luni de zile o sumă de 299 de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj. De asemenea, este o măsură care se adresează în mod special absolvenților, și anume absolvenții care, așa cum am spus, sunt înregistrați în evidențele noastre în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor și se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni, primesc o primă de inserție. Această primă de inserție este egală cu de 3 ori indicatorul social de referință, deci este în quantum de 1794 de lei care se acordă o singură dată, așa cum am spus, dacă se încadrează cu contract de muncă pe perioadă mai mare de 12 luni. Dacă se înregistrează în termen de 60 de zile, pe parcursul celor 6 luni cât vor primi indemnizația, absolvenții vor beneficia de servicii de consiliere gratuită în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă. Alte informații privind indemnizația de șomaj pot fi consultate pe site-ul instituției ori la sediul AJOFM Mehedinți din Drobeta, Turnu Severin sau la punctele de lucru din județ.